Polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 38 de ani din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, i-ar fi încredințat autoturismul personal unui tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Grozești, județul Mehedinți. Șoferul oprit de oamenii legii se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar în momentul în care autoritățile i-au cerut să prezinte permisul de conducere, acesta a ridicat din numeri. Tânărul avea anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Cei doi bărbați ar fi plecat să mai cumpere băuturi alcoolice, moment în care proprietarul a hotărât să încredințeze autoturismul tovarășului său de pahar. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, iar ieri a fost prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, unde s-a decis luarea măsurii arestului la domiciliu. Bărbatul reținut ieri de către polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui autoturism de către o persoană care nu deține acest drept și aflată sub influența alcoolului, a primit măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Proprietarul autoturismului s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințare a unui autoturism prea fi condus pe drumurile publice unei persoane care are dreptul de a conduce anulat.